Salut, Marius, egalare în extra time. Cum a fost partida? Da, un meci disputat, chiar foarte, foarte disputat. Chiar dacă n-a fost foarte spectaculos, am întâlnit o echipă bună, după punctul meu de vedere, care are rezultate la mini-fotbal de 3 ani. Mă bucur că a reușit să egalăm. Cred că e un rezultat echitabil pentru ambele echipe la cum s-a jucat. Sunteți două foste echipe care anul trecut, mă rog, în altă formulă, ați terminat pe locurile 2 și 3. Acum a început de cam slab de campionat. De ce? Da, într-adevăr, dar și competiția s-a schimbat foarte mult. Ca și nivel a crescut foarte mult. Sunt 7-8 echipe care sunt cam de același nivel și tocmai de aceea e foarte greu să adun puncte. Pentru noi e un nou început, pentru că nu mai e echipa de anul trecut și până ne reglăm, până ne cunoaștem mai bine, o să fie mai greu, dar sunt convins că vor veni și rezultatele pe parcurs. Pentru tine cum e la mini-fotbal? E bine că încă mai pot să mai alerg, de-aia și vin și încerc să vin la toate meciurile. Încă încerc să mă bucur de fotbal și vedem cât o mai pot face. Obiectivul care e al echipei? Nu avem un obiectiv. Noi venim să ne distrăm, suntem marea majoritate dintre noi, suntem prieteni și e o plăcere pentru noi să jucăm fotbal. Zi-mi un minus și un plus al competiției. Cum ți-am spus și mai devreme, este un nivel foarte bun. Sunt foști jucători de Liga 1 și foarte mulți jucători care au avut rezultate la competițiile de mini-fotbal și ți-am spus, e un nivel foarte ridicat.